Suntem în legătură telefonică directă cu domnul dr. Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină Inomed. Bună ziua, domnule doctor, mulțumesc pentru că sunteți cu noi și astăzi. Bună ziua! Spuneam și la începutul emisiunii, în prezentarea sumarului, că săptămâna trecută, și știu deja ascultătorii noștri, Inomed a organizat cea de-a patra ediție a conferinței de medicină personalizată. Este un eveniment deja cu tradiție, un eveniment extraordinar de interesant. Am fost acolo, a fost o zi foarte, foarte densă, o zi în care s-a discutat foarte aplicat despre ce înseamnă de fapt inovația și ce trebuie să facem mai ales pentru ca fiecare dintre pacienți să aibă acces la tratamente cât mai croite pe profilul nostru genetic. Exact, și titlul conferinței a fost Inovația se află în genele noastre. E și o figură de stil, dar e și o realitate, pentru că pornind de la descifrarea genelor noastre, au putut fi imaginate tratamente moderne, mijloace moderne de diagnostic și, cred eu, din ce în ce mai multe modalități de prevenție pentru boli. După cum spuneați, pe lângă definirea sau încadrarea inovațiilor pentru a înțelege cu toții despre ce vorbim, este un lucru pe care ar trebui să reținem, că, și anume că o inovație doar de dragul inovației nu are nicio valoare, ci are valoare atunci când oamenii beneficiază de respectiva inovație sau, într-un cadru ceva mai restrictiv, de respectivul rezultat al unui proces de cercetare. S-a discutat despre diferența de cercetare și inovare. Cu alte cuvinte, dacă oamenii nu au acces, rămân, desigur, foarte interesante procese de creație, procese intelectuale, de cercetare și așa mai departe. Pentru a transforma inovațiile într-o realitate pentru oameni, e nevoie să parcurgem tot acest circuit complicat care e sistemul de sănătate din România. Și depinde cum ne uităm. Dacă ne uităm de jos în sus, vom vedea că începem, că această poveste începe în cabinetul medicului și se termină undeva la nivelul de decizie politică foarte înaltă. Aș vrea totuși să spunem un lucru, că într-adevăr, dacă, cum să spun, rezultatele acestor cercetări nu ajung la pacienți, fie nu ajung pentru că nu știm să inovăm și să transpunem, să transferăm pe piață aceste lucruri, dar pot să nu ajungă și pentru că, într-adevăr, sistemul sanitar dintr-o țară nu este suficient de bine pus la punct, în sensul că să faciliteze acest lucru. Exact. Ambele componente sunt la fel de importante. Aș face un comentariu referitor la prima componentă, aceea că nu inovăm suficient, iar aceasta este o realitate. Din punctul meu de vedere, faptul că încă discutăm despre boli ale căror cauze nu pot fi puse în evidență după atâția ani de cercetare, reprezintă un eșec și e un eșec de organizare, de finanțare sau poate fi un eșec al nostru ca indivizi, că poate nu avem focusul corect întotdeauna legat de ceea ce contează cu adevărat pentru viața noastră. Noi, având o prezență discretă, să spunem, ca țară pe harta inovării, cercetării și inovării, da, exact ce ne rămâne să facem este să importăm inovație pentru pacienți, despre asta am vorbit, că sunt terapii biologice, că sunt terapii genice, că sunt mijloace de analiză a genomului, pe toate le importăm. Sigur că toate acestea vin cu costuri mari sau cu costuri din ce în ce mai mari, pe măsură ce și complexitatea procesului de obținere e mai mare, și atunci sigur că venim cu toate aceste lucruri într-un sistem de sănătate care nu e nici cel mai bine organizat și nici cel mai bine finanțat. Dar, trebuie să spunem așa, au fost la conferință cel puțin doi reprezentanți a două instituții care au un cuvânt de spus și care pot pune lucrurile acolo unde trebuie să le pună. Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății. Foarte, foarte concis. Ce poate să facă această Casa Națională de Asigurări de Sănătate? Ce poate să facă Ministerul Sănătății? Am spus-o și la conferință, mesajul președintelui Casei de Asigurări de a muta accentul dinspre volum către rezultat este exact expresia
idei de medicină personalizată la nivelul casei de asigurări de sănătate. Asta e ce trebuie să facă. Adică, în paranteză, sigur, foarte, foarte concis, explica ce înseamnă, să nu mai importăm... Casa să consume banii cât mai eficient și să deconteze costul medicamentelor la cei pacienți care chiar răspund la tratamentele respective. Asta trebuie făcut, sau asta se poate face dacă faci ce? Un screening înainte? Vezi, nu? Cine la ce răspunde? Nu, dacă definești înainte de a începe tratamentul, foarte bine obiectivul pe care trebuie să-l atingi, să-l atingă pacientul respectiv sub tratament. În termen de supraviețuire sau de calitatea vieții sau amândouă. Am înțeles. Ministerul Sănătății ce poate face? Exact ceea ce e în fișa postului, și anume politicile publice. Am crezut că spuneți ceva nou. Poate să pară, sigur, e ceva vechi sau poate să pară ceva lipsit de importanță, dar dacă politicile publice, că discutăm despre strategia națională de sănătate sau de actele curente pe care le generează Ministerul Sănătății, dacă acestea nu creează cadrul pentru inovație și pentru un acces mai bun, toate celelalte eforturi pe care noi le facem, chiar la nivelul casei de asigurări, ele nu vor avea răsunet, pentru că nu există cadrul instituțional. Da. Trebuie să mai spunem un lucru. Acest eveniment a fost organizat, repet, de InnoMed, în parteneriat cu Europa Bio și Local American Working Group, în cadrul Săptămânii Europene a Biotehnologiei, că de asemenea a inclus a doua ediție a simpozionului Valoarea Biotehnologiei și a Medicamentelor Biologice în Sistemul de Sănătate din România. Și aici o să vă rog, domnule doctor Marius Geantă, foarte, foarte pe scurt, ce înseamnă medicamente biologice, pentru că s-a vorbit despre medicamente biologice originale, dar și biosimilare. Medicamentele biologice, spre deosebire de cele obținute prin sinteză chimică, se obțin folosind substraturi vii, bacterii sau diverse tipuri de celule care sintetizează proteine, anumite structuri de proteine, care sunt de fapt medicamentele biologice folosite în tratamentul cancerului, al artritei reumatoide, în psoriazis, în astmul bronșic sever, o serie foarte lungă de boli în care deja se folosesc astfel de tratamente. Medicamentele biosimilare sunt acele medicamente care apar pe piață după ce medicamentul biologic original a ieșit de sub protecția patentului, adică după o perioadă de 12-15 ani. Da. Iar modul în care acestea sunt prescrise și administrate pacienților este în continuare sub discuție, pentru că aceste tratamente, dacă ne uităm la oncologie, de exemplu, abia în ultimii ani au devenit o realitate, la fel și în reumatologie. Cu alte cuvinte, experiența este destul de limitată și autoritățile de reglementare, mai ales FDA, face eforturi pentru a așeza pe o traiectorie corectă și cu cât mai puține, să spunem, zone gri, toată această poveste a medicamentelor biosimilare. De aceea am și ținut subiectul pe agenda și vom ține și în anii următori, pentru că e fascinant să vedem cum complexitatea procesului de obținere pentru un medicament biologic se regăsește și în... regăsim aceeași complexitate și când vorbim despre reglementare, despre cum ajung efectiv pe piață. Da, deși este mai greu, cu toate acestea, președintele acestui Local American Working Group a spus, citez, politicile de sănătate în domeniu trebuie să asigure accesul fiecărui pacient la tratamentul biologic potrivit. Am încheiat citatul. Pentru că asta, până la urmă, înseamnă un tratament mai eficient, prin urmare, poate ani salvați, ani de viață salvați, dar și costuri economice mai mici. Și trebuie să avem și o calitate mai bună a vieții categoric, și toate acestea trebuie luate în calcul, chiar dacă uneori pare sau sună meschin să te gândești la costuri. Dar e un subiect și o perspectivă, perspectiva costurilor și a societății, pe care eu m-am bucurat să o regăsesc în discursurile medicilor, lideri de opinie din reumatologie sau din dermatologie. Exact. Au abordat tema din această perspectivă a costului social. Poate că ar trebui să vorbim mai des despre acest lucru. În orice caz, eu vă mulțumesc foarte mult, felicitări încă o dată pentru aceasta a patra ediție, a fost extraordinară, aștept ediția următoare. Mulțumesc, domnule doctor, ne auzim săptămâna viitoare. Am fost în legătură telefonică directă cu domnul doctor Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Vă reamintesc, InnoMed a fost organizatorul celei de-a patra ediție a conferinței de medicină personalizată cu tema Inovația este în genele noastre, conferință care a avut loc la București săptămâna trecută.